Udând legumele cu soluție de drojdie, grădinarii își pot hrăni viitoarea recoltă și obține multe avantaje. Există mai multe rețete pentru soluția de drojdie. Toate sunt bune și se alege o rețetă fiecare în stilul lui de grădinărit. Prima rețetă, despre care se zice că ar fi cea mai bună, avem nevoie de 100 de grame de drojdie proaspătă, puțin zahăr și 3 litri de apă călduță. Ingredientele se acoperă, se pun într-un loc cald și întunecat timp de o săptămână pentru a permite ca și procesul de fermentație să aibă loc. Soluția obținută se diluează în proporție de 200 de mililitri la o găleată obișnuită de apă. A doua rețetă pentru cei mai grăbiți. Avem nevoie de 10 grame de drojdie uscată, 2 litri de apă la temperatura camerei sau puțin mai caldă, o linguriță de zahăr, se amestecă, se lasă la fermentat 3 ore. Soluția rezultată este diluată într-un raport de 1 la 5. Dacă doriți să stimulați creșterea, răudarea legumelor cu drojdie se efectuează după un interval de 2-3 săptămâni. Pentru un rezultat bun, este recomandat să fertilizați cu drojdie de cel puțin 3 ori în timpul sezonului de grădinărit. Roșiile, după ce au fost plantate în grădină, norma de hrănire cu soluție de drojdie este de jumătate de litru pentru fiecare tuvă tânără. Când începe să înflorească și începe să-și formeze fructe, crește la 1 litru pe fiecare plantă. Dacă doriți un rezultat mai spectaculos, atunci când începe să înflorească și să-și formeze fructe, puteți folosi 2 litri la o udare, dar nu mai mult. La castraveți, dacă începeți să fertilizați când au 2 frunze, ei începe să producă fructe mai repede, cu până la 14 zile. Își formează rădăcini mai adânci și riscul de îmbolnăvire este scăzut. Numărul de flori sterile este de asemenea scăzut. Gustul fructelor se îmbunătățește, castraveții devin mai suculenți și mai dulci. La apariția primelor 2 frunze se udă cu aproximativ 200 de mililitri tufa, iar odată ce au crescut și încep să înflorească și să-și formeze fructe, se udă cu 500 de mililitri fiecare tufă. Puteți uda castraveții maxim 1 litru la tufă. Totuși, să aveți în vedere că îngrășământul cu drojdie la castraveți se aplică de cel mult 3 ori pe sezon. Îngrășământul cu drojdie se poate aplica la castraveți și prin pulverizare, dar într-o concentrație mult mai scăzută. Adică diluția trebuie să fie dublă decât soluția de udat. La ardei și la pinete se poate folosi soluția de drojdie. Aici eu merg pe aceeași variantă ca și la castraveți, deoarece prea multe fructe de vinete duc la mărimi mai mici. Este greu ca o plantă de vinete să scoată atâtea vinete câte poate stimula soluția de drojdie.
La flori se folosește 50-100 de mililitri pentru fiecare plantă. Dacă doriți să o folosiți la trandafiri sau arbuști precum coacă, zmeuri, more, soluția, cantitatea de soluție va fi cuprinsă între 1 litru, 2 litri la fiecare tufă. Unele legume nu pot fi fertilizate cu soluție de drojdie, cum ar fi cartofii, ceapa, usturoiul, ridichile, napii, morcovii, sfecla, deoarece va provoca o creștere nedorită a părții de pe pământ în derimetrul creșterii rădăcinii. Suplimentele de drojdie sunt folosite pe multe culturi, dar cel mai favorabil efect este observat asupra roșilor și castraveților.